prestația voastră din această seară? Bună seara, da, un meci nu reușit, o echipă grea, o echipă care ne-a închis foarte bine, s-au apărat, așa că ne-a fost greu. Sperați la un meci mai bun la Madrid? Da, cred eu că cu echipele care joacă fotbal putem arăta altceva. Dar Columbia a bătut-o pe Spania. Asta este. Motive de îngrijorare? Nu, că sunt meciuri amicale până la urmă. Dar ce ar trebui să urmărim la amicalele astea? Rezultatele nu sunt sacrificiu, nu știu, forța grupului, cam asta ar trebui să urmărim. Ne incomodează, eu știu, echipele astea cu un stil așa mai agresiv, echipe mai detalii. Mă gândesc și în perspectiva clar că e posibil să întâlnim și Islanda dacă trece de urmă. Da, cred că ne incomodează, pentru că trebuie să facem un joc pozițional foarte bun, trebuie să încercăm să-i desfacem, să plimbăm mingea mult mai mult decât am făcut în această seară. Oricum nu a fost un meci bun. Dar, v-am spus, este prima echipă care se închide așa și ne lasă să jucăm. Sunt motive de îngrijorare pentru eu, având în vedere jocul din această seară? Nu, este prima echipă cu care am jucat, care s-au apărat de la început. Deci, ți-am spus, e greu să-i desface, dar avem timp, avem multe de învățat până la Euro să ajungem, ți-am spus, în cea mai bună formă. Asta nu cred că putem să ne luăm după un meci. Simțiți că sunt niște teste pentru voi jucătorii aceste partide amicale sau credeți că Edi Ordănescu deja a tras liniile pentru turneul? Nu cred. Cred că trebuie să arătăm că suntem pregătiți să fim la Euro. Nu cred că e nimeni bătut în cuie. Nu s-a pus problema niciodată. La nicio convocare până la urmă. Adică trebuie să arăți că o poți duce. Florinia, s-a văzut și faptul că ne-a jucat de mai multe luni, faptul că au trecut mult de la ultima acțiune din noiembrie? Da, se poate spune și asta, că am revăzut meciul cu Elveția și nu se compară de loc cu ce am arătat în această seară. Cu Șut ai apucat să vorbești, că ați devenit și colegi de național. Cu Șut? Da. Da, l-am felicitat. Este debutul lui. Era foarte fericit. E clar, face parte din familie. A spus că da. Și tu cum l-ai încurajat? Nu, după meci mi-a spus că a avut emoții. Mister ceva după meci, ați apucat să vorbiți? Nu, încă n-am apucat să vorbim, dar îl cunoașteți pe Mister, așa că este normal să ne pună pe drumul cel bun. Te așteptai la o altfel atmosferă? A fost o atmosferă bună, nu? Mai liniștit. Meci amical, ce vrei? Am văzut la meciul cu Elveția acum cum au fost, au venit oamenii la stadion și cum au fost alături de noi, așa că îi cunoaștem. Dar te aștepți ca în Spania să vină toți românii să te susțină? Mai iubiți în străină, din ce am înțeles, da, am înțeles că s-au vândut foarte multe bilete, vin foarte mulți români să ne susțină, așa că vom vedea. Noi oricum îi apreciem și le mulțumim pentru tot ce, pentru că fac sacrificii până la urmă pentru a veni la stadion să ne vadă. Golul marcat de Mancu? Super, super. Și evoluția lui a fost foarte bună. Ai avut multe cereri de bilete din partea apropiaților, din partea celor care au vrut să vă... Da, am avut cereri, din păcate n-am putut să-i mulțumesc pe toți, dar asta este.